Pandurii au învins greu Rapidul în ultima etapă din tur. Roman a deschis scorul în minutul 14, dar oltenii au tremurat în minutul 54 când Dică de la Rapid a ratat un penalti. Victoria a fost consimțită de Matulevicius în minutul 89 și Pandurii termină turul pe locul 12, chiar deasupra liniei care delimitează retrogradatele. Rapidul rămâne peste iarnă lanterna roșie. Am avut și noi puțin noroc în această seară cu ratarea acelui penalti. Dar e clar că jocul n-a strălucit. E importantă victoria și după toate, știu, problemele care au fost și chestiile vehiculate în ultima perioadă, cel mai important era rezultatul și chiar nimic altceva nu mai conta. Am dominat jocul, am jucat foarte multe mingi în jumătatea adversă, am dus multe mingi în careu și de data asta, în această repriză, a culminat cu acel penalti ratat. Iată că nu reușim să marcăm nici din penalti. După desfășurarea jocului și mai ales după a doua repriză, cred eu că meritam să plecăm de aici cu un punct. Chiar dacă a obținut două victorii consecutive cu Gorjenii, Grig a demisionat. Echipa a avut un tur de campionat foarte slab. Când te apuci de meseria de antrenor, fii foarte atent că e posibil și după prima etapă să fii schimbat. Așa că nu e niciun fel de problemă. Asta e viața, trebuie să mergem înainte, să se facă o analiză normală, sau cred că s-a făcut și deciziile aparțin celor care dețin controlul asupra echipei respective. Pandurii aveau la începutul sezonului ca obiectiv Europa League.